La trecerea dintre ani, timișorenii au decis să înfrunte frigul de afară și să se bucure de formațiile pe care primăria municipiului Timișoara le-a pregătit în acest an pentru timișoreni și să se bucure de artificii. La cumpăna dintre ani, timișorenii s-au adunat în număr mare în centrul Timișoarei pentru a se bucura de programul pregătit de primăria municipiului Timișoara pentru anul acesta. Timișorenii nu au ținut cont de frigul de afară și, indiferent de vârstă, s-au prezentat în centrul Timișoarei să vadă spectacolul de lumini al focului de artificii. Dacă unii au venit să vadă aproape tot momentul artistic-muzical, alții au venit doar din curiozitate, plecând mai apoi înspre alte destinații de petrecere. Nu știu, nu aveam ce face acasă și am zis să venim și noi focul de artificii. Unde nu ești în altă parte? Păi o să merg după. Am venit să văd ce-i în centru și o să merg. Frumoase anul ăsta! Ce v-a determinat să ieșiți din casă în această seară? Că e mai frumos ca acasă. Artificiile. Super! Cu cine ai venit în această seară? Cu mama, tata și sora. Nu ți-e frig? Nu. Ca să văd artificiile. Importantă trupă pe care... Ca să văd, să ascult muzica, să văd artificiile. Totodată, pe lângă focul de artificii, senzația serii a fost trupa Cargo, care a încântat auzul amatorilor de muzică bună, întreținând atmosfera ca de obicei ca niște adevărați profesioniști.